În 3 ani, Spitalul Județean de Urgență Slobozia va fi unul model. Afirmația aparține managerului interimar al celei mai mari unități spitalicești din județ. Mariana Iancu a organizat o conferință de presă pentru a prezenta principalele activități ale celor 3 luni și jumătate de când se află la conducerea Spitalului Județean de Urgență Slobozia. Unitatea medicală este bine dotată cu aparatură la acest moment, însă partea abandonată a fost cea hotelieră, aspect care a determinat tot mai mulți pacienți să se adreseze clinicilor particulare. O parte din proiectele echipe manageriale le vom continua. Mă refer la achiziționarea unui CT-ul, la achiziționarea lifturilor. Am găsit în Spitalul Județean o echipă medicală extraordinară. O echipă de toate vârstele. O echipă care, pe parte medicală, își face treaba cu foarte mult entuziasm, o foarte bună colegialitate și un foarte bun spirit de echipă. La momentul ăsta, Spitalul Județean, vă pot spune că pe parte de aparatură stă bine, chiar foarte bine în unele cazuri. Avem un computer tomograf, avem un CT-ul, urmează să vină celălalt nou. Procedura de achiziție este foarte greoaie. Ne dorim să vină la momentul potrivit pentru că cel vechi a necesitat o reparație destul de mare și sperăm să ne țină până la achiziționarea celui nou. Avem 2 turnuri laparoscopice. Aparatură medicală este. Medici sunt. Partea care a fost abandonată, după părerea mea, este partea hotelieră. S-au dezvoltat foarte mult clinicile private. S-au dezvoltat unele spitale de stat într-un ritm foarte alert. Pacienții pot face comparație între ce înseamnă un spital renovat și ce înseamnă un spital care, timp de 50 de ani, nu a necesitat sau nu a avut parte de o reașezare a părții hoteliere. În cele 3 luni și jumătate pe care le-am parcurs de la venirea mea aici, am făcut împreună cu echipa pe care am preluat-o câteva reabilitări a unor spații. Am încercat să reașezăm statul de funcții, pentru că la acest moment vreau să vă spun, în Spitalul Județean nu există un compartiment tehnic și este nevoie. Obiectivul principal al managerului interimar al Spitalului Județean de Urgență Slobozia este reabilitarea ambulatorului, a unității de primire urgențe, construirea unui bloc operator în afara spitalului, precum și modernizarea tuturor secțiilor. Venirea mea la acest spital, cred eu că a fost făcută într-un moment în care era nevoie de o schimbare. Era nevoie ca Spitalul Județean Ialomița să înceapă un amplu proiect de reabilitare. Avem la momentul ăsta și săptămâna viitoare vă vom pune la dispoziție un plan de reabilitare și de modernizare a ambulatorului, a UPU-ului și maxim o lună de zile veți avea un proiect de reabilitare și de modernizare a Spitalului Județean, care va presupune inclusiv construirea unui bloc operator în afara spitalului, bloc operator care va cuprinde și sterilizarea, va cuprinde și ATI-ul și o modernizare a tuturor secțiilor. Proiectul de care știți pentru reabilitarea și renovarea și extinderea serviciului de urgență este în continuare în desfășurare. Nu s-a renunțat la el. Doar că am avut niște probleme, să le zic așa. Adică firma care a fost contractată inițial pentru a face studiile s-a dovedit a fi cam neserioasă. Adică nu și-a respectat niciunul din termenele pe care le-a promis și atunci s-a renunțat la rezilia contractul cu ei definitiv. Acum s-a contractat cu o altă firmă. Partea de radiologie va fi într-adevăr
sau mă rog, vom avea partea noastră a urgenței, în care are computer tomograf, parte de radiologie și parte de laborator și va fi un colț care în clădire va funcționa doar parte de radiologie. Imaginea spitalului pleacă de multe ori din UPU. Este ușa noastră de intrare. Avem într-adevăr planul aproape finalizat. Da. Da? Este un plan amplu. La momentul ăsta, doamna doctor l-a prelucrat, echipa din UPU a lucrat pe el. Este într-adevăr un UPU modern. Să schimbă inclusiv triajul, da? Este într-adevăr o sală mult mai mare de triaj. Acolo, de regulă, și cred că așa și trebuie, să fie un medic. Cea mai bună veste este că noi medici au venit la Slobozia pentru a profesa. Un medic specialist oftalmolog și un medic specialist urolog își oferă serviciile pacienților din Ialomița grație deschiderii pe care au întâlnit-o din partea noii echipe manageriale. Mai mult, tinerii medici vor primi și un stimulent în valoare de 2500 de lei. Sunt încadrată la Spitalul Județean de Urgență Slobozia din, nu știu, din 2009, când am luat rezidențiatul pe post. A fost alegerea mea prin concurs și am venit la Slobozia. Sunt prea de puțin timp ca să pot să îmi formez o părere obiectivă. V-am spus, sunt proaspăt specialist oftalmolog, dar am venit cu multă iluzie și cu multă energie. Am venit cu gândul că să-i spun domnului manager de ce este nevoie pentru urologie. O să-mi zică, doamnul doctor, nu se poate și o să plec la București. N-a fost așa. Am văzut că, într-adevăr, există deschidere și o să putem să avem toate instrumentele să lucrăm. Conform legii 95, cu modificările aduse în 31 ianuarie, vreau să vă spun că autoritățile administrației publice, în speță Consiliul Județean, da, poate acorda personalului medical și de specialitate din spitalele publice, din rețeaua sanitară, un stimulent financiar lunar. L-am gândit, este valoarea a două salarii minime pe economie, undeva la 2500 de lei. Da? Le-am gândit în primă fază să le acordăm medicilor care au venit pentru a susține naveta sau eventual chiria. Asta vă pot spune la momentul ăsta. Secția Chirurgie Generală se confruntă la acest moment cu un deficit de paturi. Chirurgia generală, cu 5 chirurgi, n-ai decât 42 de paturi. Dacă nu se face ceva să se facă secție de ortopedie și gardă de ortopedie, nu o să fie bine. Iar în legătură cu blocul operator, aveam două săli pentru chirurgie, pentru chirurgia aseptică și una pentru chirurgia septică și o sală pentru, pentru ginecologie. Acum avem una pentru traumatologie, ortopedie, una pentru ginecologie, una pentru chirurgie și una aseptică pentru toată lumea. Deci este necesar și acel bloc operator, dacă, care discutăm pe vremea domnului Berbece, să se vadă împreună cu ATI-ul. Spitalul Județean de Urgență Slobozia va intra într-o nouă etapă de acreditare. Este nevoie așadar de o diversificare a actului medical și de modernizare a spitalului. Spitalul Județean de Urgență Slobozia este singurul spital din țară care tratează boala Pompe, o afecțiune rară. Așa cum doamna manager a dat și semnalul, pentru siguranța pacientului trebuie să ne modernizăm și să ne îmbunătățim condițiile hoteliere. Să ne diversificăm actul medical. La noi în spital se derulează programe naționale susținute de Casa de Asigurări, programul de dializă, programul de oncologie, programul de boli rare. Așa cum știți, noi suntem singurul centru din țară care tratăm boala Pompe. Aici sunt cei 4 pacienți din țară bolnavi de această boală, deocamdată. Deci avem și programe de sănătate care sunt susținute de Ministerul Sănătății, programul de UPU, programul de TBC, programul HIV-SIDA, programul de ATI, ortopedia, endoprotezarea este susținută de casă. Acum, în momentul în care avem suficient specialiști și probabil că o să avem și secție, cu siguranță programul de endoprotezare va crește foarte mult. Suntem acreditați RENAR. Suntem deja la al doilea ciclu de acreditare. Vreau să spun că avem numărul cel mai mare de analize acreditate dintre laboratoarele din județ. Avem și noi fond, lucrăm și noi cu contract cu casa, deci asigurăm pacienții din spital, ambulatorul de specialitate, urgența, dar avem și fond, adică oamenii pot veni la noi cu bilet de trimitere și se decontează analizele.
De asemenea, pe laborator, din decembrie, am fost incluși într-un program. Suntem singurul laborator din județ care face asta. Un program național pentru detectarea infecțiilor nozocomiale pe secția de ATI momentan. Ceea ce zic că este un lucru bun. Acești bani vin de la minister. Faptul că foarte multe come ajung pe secția de reanimare, pe secția de ATI și ne implică să-i punem pe ventilatoare, lucru care înainte nu prea să făcea. De ce nu se făcea? Sau murea acasă, sau murea pe drum, sau murea în camera de gard. A crescut performanța și a salvărilor, și a serviciilor prespitalicesc. Ogu și-a spus cuvântul. Deci, de foarte multe ori, aducem bolnavi care n-au nicio șansă să supraviețuiască după leziunile cerebrale. Dar inima bate, tensiunea este, deci suntem nevoiți să-i preluăm la reanimare, să-i conectăm la aparate de ventilație, să-i menținem în viață. Suntem nevoiți să continuăm atâta cât sunt încă funcții vitale. Secția de reanimare are în dotare 4 ventilatoare pentru pacienți. 4 ventilatoare care au toate peste 5 ani, între care se mai strică, se mai defectează, au nevoie de piese de schimb și așa mai departe. Deci, dotarea cu ventilatoare a devenit foarte, foarte imperios necesară. Banca Mondială alocă Ministerului Sănătății foarte mulți bani pe partea de ATI și ni s-a solicitat o listă pentru aparate de anestezie, ceea ce este un lucru extraordinar. Managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Slobozia a discutat și despre problemele întâmpinate odată cu preluarea mandatului. Venind aici, îmi închipuiam cum este, bănuiam cum este un sistem sanitar. Da? Am întâmpinat în primul rând reticență. Foarte multă reticență în primele mele zile aici. Da? Ceea ce m-a făcut să mă înverșunez un pic. Am găsit o echipă pe partea administrativă și vorbesc numai de partea administrativă acum și ei știu că le-am spus-o de multe ori, care fie n-a fost lăsată să evolueze, fie n-a avut o provocare, da? O echipă administrativă încremenită. Un alt lucru care pe mine m-a surprins este, în continuare, dezumanizarea, cred, și este un cuvânt greu, da? A personalului medical față de pacient. Așa o percep eu acum. Eu știam, da, că medicul face medicină. La momentul ăsta pot să vă spun că medicul este, face medicină cam 30%, da, domnilor, doamnă, pe zi, și 70% este scriitor, scriptologic. Sistemul informatic, apropo de casa de sănătate, este jalnic. S-a implementat un sistem informatic, da? Nu sunt soluții atunci când sistemul informatic nu merge, atunci când sistemul informatic este blocat, bolnavii vin fără card, tu îi faci serviciu medical și vreau să vă spun că luna trecută mi s-au invalidat foi a căror valoare ca și cheltuiala noastră a spitalului a fost undeva destul de mare, la 20.000 de lei, da? Care nu mi s-a decontat. Pentru că bolnavul n-a avut card, da? L-a pierdut, îl are suspendat, nu apare în sistem. Mi-aș dori ca sistemul de sănătate să se schimbe. Pentru a se schimba, e nevoie să se schimbe la nivelul nostru, da? Lucrurile care, schimbându-se aici, să fie transmise mai departe sus. Ne lovim de același lucru. Cine să spun? Am avut o întâlnire, da? Cu Casa de Sănătate. La momentul la care medicii au spus problemele, mi s-a spus că, da, dar dacă mergem la Casa Națională de Sănătate, o să fim luați ca rău vorbitori. Da? Încep controle. Încep controle. Am spus-o, da? Așa. Da, să vină controle. Că n-avem nimic de ascuns. Vă promit că în 3 ani de zile spitalul ăsta va fi un model.
și mi-asum ceea ce spun în ziua de astăzi. Am început un drum, da? Trebuie să-l continuăm. Mariana Iancu, managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, a anunțat în cadrul conferinței de presă că va participa la concursul de ocupare a postului de manager organizat peste câteva luni.